între Scriptură și tradiție, spunem noi, nu există niciun conflict sau contradicție. Iar falsa opoziție dintre ele provine abia din secolul XVI, atunci când protestantismul a proclamat principiul sola Scriptura, considerând Biblia singurul izvor de învățătură suficient pentru mântuirea omului. Conciliul Tridentin, organizat de o confesiune de asemenea rătăcită de la adevăr, dorind să combată principiul eretic sola Scriptura, a spus că există de fapt două izvoare de învățătură, Scriptura și tradiția, ambele inspirate, necesare pentru mântuire și cu aceeași autoritate. Recunoaștem că uneori ortodoxii au urmat această învățătură romano-catolică, dar ea de fapt nu corespunde într-o totul percepției ortodoxe, mai ales în ceea ce privește raportul dintre ei. Abaterile catolice puse pe seama unei tradiții rătăcite, care nu mai era fundamentată pe învățătura apostolilor, ci pe autoritatea și chiar personalitatea papei, a generat o serie întreagă de rătăciri de la credința bisericii primare, ducând la rândul lor la interpretări total opuse în sânul comunităților protestante. Iată câteva exemple când extremele au dus la extreme. Romano-catolicii absolutizau rolul ierarhiei și în special al papei, iar protestanții au protestat și au respins în general ierarhia, adică preoția sacramentală. Romano-catolicii au exagerat cultul Maicii Domnului, iar protestanții l-au eliminat de tot. Roma a început să canonizeze așa zis sfinți care au trăit un mod de viață rătăcit, de exemplu Francis de Assisi, iar protestanții au respins cultul sfinților. Romano-catolicii au raționalizat tainele, iar protestanții le-au numit doar simboluri sau le-au respins de tot. Romano-catolicii au denaturat sensul și frumusețea icoanei prin introducerea statuilor și a tablourilor renascentiste, iar protestanții au respins de tot cultul icoanei. Și este mult mai sigur că ceea ce au respins inițial protestanții nu a fost din cauza că nu era argumentat în Biblie, căci speculațiile privind argumentele existente sau neexistente în Biblie au apărut mult mai târziu, ci pentru că extremele romano-catolicilor devenise prea deranjante. Sensul inițial al lui sola Scriptura, așa cum l-a înțeles Luther, se referea la respingerea inovațiilor romano-catolice. Luther însuși, preluând din tradiția romano-catolică mai multe idei ale fericitului Augustin, de exemplu predestinația, învățătura despre filioctete și multe altele care nu corespund de fapt Scripturii. Același Luther, de exemplu, recunoștea botezul copiilor, chiar dacă neoprotestanții de astăzi îl consideră neconform cu Biblia. Abia ucenicii lui Luther și mai ales neoprotestanții de mai târziu au dat un caracter exclusivist principiului sola Scriptura, respingând orice idee de tradiție. Cu toate acestea, protestanții și neoprotestanții au și ei fiecare tradiția lor. Și acest lucru sperăm că va fi recunoscut și de oponenții noștri de dezbatere. Ei nu interpretează Biblia decât din perspectiva strictă a unor puncte de credințe care nu sunt scrise în Biblie, ale unor cărți, catehisme și reviste publicate de confesiunea respectivă sau chiar bazate pe părerile unor persoane particulare considerate inspirate sau carismatice. Prin urmare, principiul sola Scriptura, așa cum vom vedea și mai departe, nu funcționează. Căci criteriile de interpretare ale Bibliei sunt în afara Bibliei. Iar dacă Biblia s-ar interpreta pe ea însăși, atunci ar fi imposibilă apariția mai multor confesiuni care pretind toate că merg după principiul sola Scriptura, dar în același timp se contrazic. Și totuși, protestanții și neoprotestanții, deși fiecare au tradiția lor mai veche sau mai nouă, nu recunosc Sfânta Tradiție, aducând împotriva noastră o serie de false argumente care, de fapt, nu se referă la Sfânta Tradiție, ci la tradiții și datini omenești, așa cum foarte clar le numește Scriptura. În trei locuri din Scriptură, unde s-ar părea că este condamnată tradiția, în mod clar se vorbește despre tradiția sau datina omenească. A se vedea Matei 15, versetele de la 2 la 6, Marcu 7, versetele de la 3 la 13 și Coloseni 2 cu 8. Și dacă neoprotestanții preferă să citeze doar din Matei, iar la celelalte texte doar fac trimitere, eu voi cita din Marcu 7 cu 8, după ediția Cornelescu. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ușoarelor și a paharilor, și faceți multe alte lucruri de acestea. Aici se vede foarte clar, nu doar condamnarea unei tradiții,
ci și conținutul a ceea ce se condamnă, adică spălarea ucioarelor și a paharelor, precum și alte obiceiuri irelevante, într-adevăr, pentru mântuirea omului. Ori noi ortodoxii, atunci când vorbim despre Sfânta Tradiție, ne referim la cu totul altceva. Și vreau ca acest lucru să fie clar înțeles. Mai mult decât atât, noi nu considerăm ca făcând parte din Sfânta Tradiție acel element care contrazice revelația divină și, în primul rând, Sfânta Scriptură. Iar acum să trecem la expunerea ortodoxă a problemei. În acest sens, Scriptura și Tradiția nu pot fi privite ca două izvoare complementare de învățătură, ci ca două realități care se conțin reciproc, fiind într-o relație de pericoreză, adică o interioritate reciprocă. Dacă e să facem o analogie cu Sfânta Treime, se poate spune că Scriptura și Tradiția sunt de o ființă, această ființă fiind adevărul unic și neschimbabil. Și în același timp ele sunt distincte, într-adevăr. De aceea, despărțirea, dar mai ales contrapunerea acestora, se poate asemăna cu despărțirea și contrapunerea persoanelor Sfintei Treime. Ideea o voi dezvălui în cele ce urmează, iar analogia pe care am făcut-o cu Sfânta Treime vreau să fie înțeleasă ca o simplă comparație și numai mult. După cum învață Scriptura, mântuirea adusă în lume de Hristos a fost realizată la modul obiectiv prin patima, moartea și învierea sa, iar subiectiv se realizează prin conlucrarea noastră cu Dumnezeu în biserica pe care El a întemeiat-o nu pe ideile personale sau de grup ale cuiva, ci pe însăși persoana divino-umană a lui Hristos, a se vedea textele biblice Matei 16 cu 16, 1 Timotei, capitolul 3, versetele 15-16, făcând ca și biserica, făgăduind că și biserica sa va dăinui în veci, încât nici porțile iadului nu o vor birui, spune Hristos la Matei 16 cu 18. Tot El, înălțându-se la ceruri, ne-a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Iar în lume va fi trimis Duhul Sfânt, care ne va călăuzi pe noi la tot adevărul. Aveți textele și trimitele. Acest adevăr este despre Hristos și este chiar însuși Iisus Hristos, care ieri și azi și în veci este același. Iar credința noastră în El este cea care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. De aici este foarte clar că adevărul de credință nu poate fi unul în secolul I, altul în secolul IV, altul în secolul XVI și totul altul în secolul XXI. El trebuie să fie același atât cât va dura lumea. Iar dacă cineva admite că adevărul poate fi schimbat, înseamnă că acela rătăcește de la adevăr, contrazicând Scriptura. Iată de ce noi considerăm că adevărul trebuie să fie același în toate timpurile și locurile, iar păstrarea intactă acestuia se datorează prezenței necontenite a lui Hristos și a Duhului Sfânt în Biserica Dumnezeului Celui Viu, care este stâlp și temelie a adevărului, cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Timotei 1, Timotei 3, 15. Și dacă adevărul este unul singur, înseamnă că și Biserica nu poate fi decât una singură, căci un cap nu poate avea mai multe trupuri. Un cap are un singur trup, spune acest lucru și Sfântul Pavel Episeniei. Din cele expuse mai sus, deducem faptul că Biserica lui Hristos, dar și învățătura ei, trebuie să existe fără întrerupere din momentul întemeierii și proclamării până la sfârșitul veacului. Deci poate pretinde la statutul de Biserica lui Hristos doar acea adunare creștină care a existat în permanență, fără întrerupere, și noi considerăm că acestor rigor corespunde doar Biserica noastră, numită încă din primele veacuri Biserica Ortodoxă și, în mod evident, aceeași cu Biserica Apostolilor și a Finilor Creștini. Anume, în sânul acestei biserici s-a scris și s-a interpretat Sfânta Scriptură, alături de multe alte învățături necesare mântuirii. În sânul ei, Duhul Sfânt i-a călăuzit pe Sfinții Episcopi ca aceștia să stabilească corect canonul biblic, adică numărul cărților biblice, autorul și chiar ordinea lor, fiind respinse toate apocrifele provenite de la eretici. Acest lucru s-a întâmplat abia în secolul IV și chiar mai târziu. Vedeți aici izvoarele de unde avem noi menționarea canonului biblic. Deci, acest canon biblic a fost fixat mai târziu, când Biserica avea aceleași slujbe, aceeași organizare, ca Biserica Ortodoxă de astăzi. Diferențe substanțiale între Biserica din secolul IV
care a fost proclamat canonul biblic și biserica noastră de acum, nu există. În sânul ei, Scriptura era citită, interpretată și transmisă mai departe, alături de multe alte învățături bazate pe aceeași credință și predică apostolică. Principiul sola Scriptura pe atunci nu exista și nici nu putea să existe, iar Sfinții Părinți care au stabilit canonul biblic acceptau și răspândeau destul de multe învățături care nu erau în mod clar exprimate în Biblie, ci erau preluate din Sfânta Tradiție, totuși în acord cu Biblia. Iată doar câteva dintre ele, rânduiala și textul Sfintei Euharistii, care în Biblie nu este menționat. Întreita afundare la botez, sugerată deja în Didachia, scriere din secolul I, care uneori era încadrată chiar și în canonul biblic. Ori noi știm că neoprotestanții de astăzi botează pentru o singură afundare și chiar este interesant de unde au luat-o. Cinstirea moaștelor, menționată foarte clar în secolul II, în legătură cu martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, ucenic direct al Sfântului Ioan Teologul. Facerea semnului crucii, lucru confirmat clar în secolul II. Și multe altele.